Ștefan Agopian este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori români de azi. Este la vârsta amintirilor literare. A publicat, iată, un prim volum de astfel de amintiri. Se numește Scriitor în comunism. Se citește cu adevărat pe nerăsuflate. Cartea asta despre care mi-a apărut de curând, pe care am scris-o oarecum împotriva voinței mele, în sensul că consideram că să scrie amintirile, o parte din amintiri, evident, e când nu mai ai nimic de spus. Sau nu mai ai nimic de spus, important. Dar cum niște colegi, doi dintre ei au și dedicație pe carte. Lucram la Academia Cățavencu și joia după ședință mergeam la o cârciumă Red Lion pe Sanchis, deci nu-i fac reclam că a dispărut cârciuma, pe Academie. Și acolo, fiind cel mai bătrân dintre ei, mă mai întrebau și ne mai spuneam povești cu scriitori și atât m-au bătut la cap încât m-am hotărât să scriu, dar motivul principal a fost că m-au bătut ei la cap. Proprietarii revistei au hotărât să-mi facă salariul la jumate și eram plătit mai foarte prost, dar dacă scriam, primeam la bucată, cum ar veni. Și atunci am negociat cu ei și îmi dădeau 80 de lei pe episod. Nu era mult, dar decât să mor de foame, am zis, mai bine să scriu. Și uite așa, m-am trezit că are cartea aproape 400 de pagini, că are atâta pagini, nu-i nimic, dar a dus succes extraordinar. Mai rog că te s-o spun eu, dar au spus-o și alții deja înaintea mea. Primul tiraj s-a și epuizat în 2 luni. Azi m-au sunat de la editură că s-a tras următorul tiraj. Cartea a fost premiată, nu eu, cartea, de revista Observator Cultural. Deci, iată o carte norocoasă pe care am scris-o oricum la întâmplare. Chiar în discursul la premiere am spus, toată viața am scris pentru Glorie și am constatat la bătrânețe că gloria mea e desculță, prost îmbrăcată, atârnă și țâțele, ce să zic, și săracă, ca naiba. Și uite că acum a început să învioreze, mi-a dat și voi bani, mi-a dat și editura, cartea se vinde, zic, am început să am o glorie care întinerește pe zi ce trece. Au râs și eu le-am mulțumit pentru această mișcare de a-mi întineri gloria și le-am luat bani. Un omagiu ciudat, neobișnuit, circula în lumea literară despre Ștefan Agopian și despre cărțile sale. Erau atât de bine scrise încât lumea nu vrea să creadă că el ar fi autorul. El însăși, autorul, a încurajat legenda cum că nu le scrie el, poate le scrie soacra lui, poate le scrie nevasta lui. Am debutat greu la 32 de ani, eram angajat la un institut de proiectări de îmbunătățiri funciare, ISPIF pe scurt, neavând studii superioare, care intrasem la Facultatea de Chimie, eram ultimul pe schema de angajați a unui atelier de proiectare. Eram dispecer. Ca să nu muncesc prea mult, îmi făceam și pe prostul, trebuie să recunosc. Nu foarte tare, dar cât să mă lase în pace, să nu creadă că sunt prea deștept și să mă pună să fac cine știe ce alte chestii în plus. Ei bine, în anul când am debutat, 1979, nu povestisem nimănui că scriu, că visez să ajung scriitor, colegii mei, inginerii, nu intrau în librării să-i piși cu ceară, dar nu știu ce ghinion am avut, că cineva a cumpărat cartea, îi cheamă Ziua Mâniei, cartea de debut, și a venit cu ea la în secția de care avea 140 de oameni și a zis, dați-vă, ăla dispecerul de la atelierul cu tare, uite, a scos o carte. Tot ce au zis, a scos, cum a scoat ăla o carte? Nu e inginer, nu e...
În fine, până la urmă, au venit și m-au întrebat pe mine și am zis, da, da, eu am scris-o. Pe urmă, șeful meu m-a întrebat, zice, da, ai luat și bani, Ștefane? Zic, da, da, am luat 22.000. Și așa mult? Zic, e puțin, să știți, da? În fine, chestia asta l-a umplut de respect când era vorba de bani. Dar, pe urmă, îmi povestea o prietenă, o colegă cu care am mai prieten, au făcut un fel de consiliu și au hotărât că e imposibil să fi scris eu o carte și că probabil că a scris-o ori soția mea, pe care o cunoșteau, ori soacra mea, care era un psiholog foarte cunoscut în epocă, doctor în psihologie. Eu, foarte amuzat, auzind această poveste, m-am dus la Mircea Ciobanu, care era editorul meu, și am spus povestea. Ciobanu a râs în hohote, evident, după care, peste 6 luni, să zicem, când scriam la al doilea roman, Tache de Catifea, Ciobanu mi-a zis, vezi că te-am pus în planul editorial, așa era pe vremea aia, că nu cumva să nu termin cartea. La care am zis, bă, merge greu. La care el, amuzat, a zis, mai pune-o tu pe soacră ta să mai scrie. Și chestia asta a rămas un banc între noi, de câte ori mă întreba cum stau cu o viitoare carte. Eu ziceam prost, evident, și el spunea, hai mă, ia-o la bătaie, păi ceva, să-ți soacră ta. Chestia asta s-a auzit. Mă ne ascundeam. Bancul ăsta se făcea în public, de obicei. Drept pentru care, în momentul când am început să am ceva succes, pe urmă chiar mare succes, mă lau singur, dar n-am ce face. Și colegii invidioși care știau povestea și care cred că au luat-o în serios, au răspândit-o și ani de zile s-a spus, a scris Agopian, a scris soartă sa. Între timp, soartă mi-a murit, mi-au apărut și alte cărți, dar se poate presupune că mi-a lăsat un teanc de manuscrise ca să am și după moartea ei ceva de spus. Cu memoriile e mai greu, că chiar să-mi scrie memoriile nu putea.